Unde? Anume. Unde anume? Acum unde la foc acolo, acolo. Deci platoul Semenic este o zonă inclusă în parcul Semenic Cheile Carașului. Este o zonă frumoasă, din păcate agresată atât de turiști cât și de cei care desfășoară activități de pășunat și de creștere a animalelor, care nu țin seama de prevederile ordonanței de guvern 57 în ceea ce privește regimul ariilor naturale protejate. Atâta timp cât nu va exista o mai bună punere în practică acestei zone în ceea ce privește gestiunea deșeurilor, deci amplasarea de containere, interzicerea activităților de pășunat în zone interzise, în zona de protecție specială, în zona rezervațiilor, pe pârtiile de schi, mai ales în zona unde se desfășoară activități economice, în sensul cabanelor turistice, care și așa sunt puține în zona Semenicului, să mai stai la masă, să mai vină și vaca, și oaia, și capra lângă tine la masă, este ceva care nu este plăcut nici ocului, nici turistului. În perioada următoare, avem dispus de către Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu controle tematice în ceea ce privește activitatea desfășurată în parcurile naturale și parcurile naționale din județul nostru și la nivel de țară, și vom efectua controle la custozii acestor parcuri să vedem dacă activitățile pe care dânșii le păstoresc și le supraveghează prin rangerii pe care aceștia i-au angajat sunt în conformitate cu legislația de protecție a mediului. Deci, acum ce se întâmplă? Deci, toate aceste aspecte le vom verifica, pentru că atât agenții economici care își desfășoară activitatea în cadrul platoului Semenic și pe Semenic au obligativitatea ca să aibă contract de colectare a deșeurilor cu un operator autorizat. Acum, fie că este Bradner, fie că este Ecologica Văliug, deci ei trebuie să aibă un contract, iar aceste societăți să colecteze periodic tot ceea ce ei generează. Acum, în perioada de vară, este un aflux minim de turiști, am putea spune. Perioada care este cea mai căutată este perioada de iarnă. Dar asta nu înseamnă că pe perioada verii nu sunt turiști și nu se duc și fac un picnic sau fac un grătar. Acest lucru este interzis în zona parcurilor. Nu au voie, iar rangerii și administrația parcului trebuie să supravegheze, pentru că, după cum vedeți și cum bine știți, ați văzut că sunt o serie de incendii care se desfășoară chiar acum și în Parcul Național Domogled. Am avut incendiu săptămâna în curs în zona Semenicului cu acea incendiere de plantație de brad și molin. Deci sunt lucruri care pleacă fie de la acești ciobani, acești păstori, pastorală care se desfășoară în pădure, fie de la persoane rău intenționate care și-a prind focul să-și facă un grătar sau să-și frigă ceva, și atunci se întâmplă accidente care pot duce la degradarea pădurii și a plantațiilor care se află în zonă. Aruncate, sunt foste cabluri aruncate pe teren aici, uitați-vă și dumneavoastră, gunoaie, cahle de teracotă, pe care noi, cred că cu o săptămână înainte de a apărea astea, am făcut curățenie și am evacuat o mașină de mizerie. La 3-4 zile au apărut din nou cahle, cabluri, sticle, interesantă doze proveniența, de bere. Că aici nu cred că vine Văliugeanu să-și arunce... Nu ne-aș putea să spun, putea să vină Văluceanu, putea să vină cei de pe munte care își refac căsuțele sau ce Dumnezeu își construiesc pe acolo. În orice caz, din cer n-au venit. M-ați întrebat de sticlele de bere. E posibil ca sticlele de bere, dozele, beau, servesc acolo, eu știu, masa, după care, cum e românul, de ce să o pună în plasă, să o ducă acasă sau să o ducă la un centru de colectare, o aruncă în pădure, că e la îndemână. Am avut cazuri când noi făceam curățenie și o colegă de-a mea patrula cu mașina, când a fost o acțiune aia cu România Curată, și i-a aruncat un
sticla pe geam de la mașină și a lovit-o pe ea în cap. Ce le-ați transmite acestor, să fie, așa zici, oameni? Să fie mult, mult, mult mai atenți cu natura. Pentru că natura ne oferă ceea ce ne oferă. Dacă ne batem joc de ea, viitorul nu va fi deloc luminat. Punctul meu de vedere, măsurile ca să conștientizăm omul de rând, populația, mai multă reclamă, după aceea jandarmeria, mediu, garda de mediu, cred că au și dumnealor atâția oameni încât să facă patrulări, să identifice și, părerea mea, nu ar trebui iertați cu amenzi, pentru că omul nu-l conștientizezi decât în momentul în care l-ai ars la buzunar. Așa cum pe șofer îl doare când îi se ia puncte și bani, tot așa ar trebui să plătească și ăsta care aruncă gunoaie. Acasă profesional când încercăm. Chiar nu discutăm. În momentul când deschidem april, discuția pentru aceea, conflict de interes. Te duci unde vrei la mine, dar să vii VIP-ul, ca așa explicat. Nu era ars. Vineri era de la Bradul ăla, de la dumneavoastră. Încolo. Partea asta nu... Ce? S-a extins treaba. Aici v-am spus, am dubii. Adică n-ar sâmbătă, n-ar duminică până la ora 2. Și cineva s-a... Deci a fost provocat a doua oară să... Eu așa cred că a fost provocat. Și atunci nu a... Sau un arbore la pădure. E ușor să faci rău. Cauza, da, ca să vă spunem, pentru că noi chiar nu avem dușmănii cu nimeni. Nu poți să mulțumești pe toată lumea. Nu poți să mulțumești pe unul care ai făcut... Fără să ai acces. Aici a fost, de exemplu, cu incendiu. Iar dacă cereați, era suficient la gardă de mediu, garda polițieră, știu care vrea, pur și simplu să-ți putea spune, da, domnule, s-a trapat. Fără să ia să aruncat o țigară pe geama de parte, să ieși pe deputația în stată. Întâmplător, pădurarul a trecut. Cu bol, să-ți uitați barajul. Primăria e parte de jos, acolo de ceva, nu? Că ne vărâm. Și în drumul... Da, da, dar parte de jos. Da. Alta... Nu sunt specialist, dar ziceți de cireș. Acum o dăm din Fanta în Pepsi. Carao. Nada, no.